Salut, bine ați venit pe canalul meu de știință, de astronomie în principal, așa e vlogul meu, eu zic știință la cafea sau la un pahar de vorbă, în general, un ceai, ăsta e un combo de mere. Așa e prezentarea mea întotdeauna. Așa, despre planetary nebula sau nebuloase planetare. N-au nicio planetă, așa le-a numit. În încurcata lor știință, nu degeaba astronomie și astrologie au luat locul, că era cu logos știința. Logos a fost astrologie prezicele de la nebunești, care au niște fete pe, în canalele românești. Predicții, să-ți dau o ghicire în cărți, dar aia ar fi știință, logos. Din cauza asta e numai nomos, numire. Deci au numit nebuloase planetare. De ce? Că nu e nicio planetă, pur și simplu să confuzeze. Ce sunt? V-am pus multe ca să înțelegeți. O stea mare parte cu un nor împrejur. Multe din ele se vede mișcare. Se vede mișcare. Nu să nu fie confundate cu supernove, cum zic ei, care nu există nici ele. Dar nici acestea nu sunt supernove, adică că se explodează. Se produce o mișcare acolo. Eu am mai făcut câte ceva. Ca o pastilă efervescentă, ceea ce demonstrează că e materie. E foarte important de studiat că dacă, de exemplu, pui ceva și expulzează materia din jur și se face de jur împrejur, dacă nu mai e de unde să fie, din moment ce face, dacă face periodic sau ceva, înseamnă că e materie și demonstrează ce zic eu întotdeauna, că e materie la marginea galaxiei noastre. Și ăstea o descoperă. Sunt nori întunecați și din când în când îi expulzează, au cât un puls. Sunt făcute câteva care arată lucrul ăsta și eu am să le fac pe toate ca mesieri. Planetare. De ce cerul este fix, cum v-am spus, și întotdeauna se va filma acolo, 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 întotdeauna vor fi. Aceste nebuloase planetare nu sunt, nimic nu este, cum să zice, cum să spun, efemer, chiar așa în cer. Sunt permanente, sunt chestii permanente pe mii de ani. În cauza asta am pornit să fac lista cu mesierii. Dacă mesierii a făcut în 1700, permanent atunci. Indiferent cât vă par de fragile, ele există și sunt permanente acolo. Așa. Unele, v-am spus, o să descopere că zdor și expulzează, ca o stea efervescentă, cum ar veni. Așa. Deci n-au planete, n-au, așa au fost numite. Nebuloase planetare. Asta e canalul meu științific despre nebuloase planetare, o să le fac pe toate, să zic și despre Abel 33 aici, să zicem, că bag Abel 33. Din mai multe chestii, vedeți și voi poze, când se face pe mai multe culori, mai observ câte ceva, știi, când treci pe diferite
filtre. Nu eu le-am făcut totuși. Încă nu am început să fac, nu lucrez deloc la poze. Așa cum le găsesc, așa le pun. Chiar dacă poate aș putea, dar să nu cumva să credeți că umblu eu la ele. Din cauza asta, cum le găsesc, așa le pun. Deci sunt schimbate în culori și așa. Nebuloasă planetară Abel 33, un cerc perfect. Un cerc perfect. Ceva trebuie să producă un cer perfect, adică într-un nor. E un cer perfect, dacă observați, Abel 33. E nebuloasă planetară. Sunt câteva stele, nu neapărat una trebuie să facă treaba asta. Unul din web, în la web, e Ring Nebula, care e nebuloasă planetară. Se vede o stea în mijloc, dar să mai văd și în jur, ori în nor, ori ceva. Eu zic că se arată că e marginea galaxiei. În mare parte vă filma cerul întotdeauna aceleași locuri, pentru că v-am spus că e o sferă și e împărțit pe pătrățele, pe cadrane și acolo vor sta etern cât va fi cerul ăsta, să nu ia foc, sau eu știu, așa. Și întotdeauna se vor filma. Chiar și aceste nebuloase planetare, indiferent cât de fragile vă par, nu supernove, vor fi întotdeauna. Dar ce vreau să spun, de pe Pământ să văd într-adevăr cele mai mari. Ei nu cred că ne putem apropia, dar eu cum vă spun că eu zic cu viteza luminii, eu cred că putem ajunge cu o rachetă acolo, în timpul vieții mele, să poate. Ca să vedeți că nu sunt potrivă chestiilor ăsta. Zice, ca să zic ceva filosofic în Biblie, i-ai învățat știința împotriva ta. Eu vreau ca cât mai mult să știe lucrurile astea, nu că e un secret, și gratis, vedeți, numai să vă înscrieți. Că eu nu cred, cred că se referă la ceva, de exemplu, trădezi, militar, știința împotriva ta, se poate lupta. Dar la Sfântul Pavel zice, împotriva adevărului n-avem nicio putere, adică numai așa, adică ca să dărâmi adevărul sau ceva. Adevărul se construiește în sine și să așa, din cauza asta vreau să știe cât mai mult astronomie, mocore. În caz militar uman, zici, dar nu poți lupta împotriva lui Dumnezeu sau adevărului, să faci rău. Deci să înveți știința împotriva ta, spune spai la Isaia, da? Le arăți cum e cetatea, ce arme ai, normal că te pot învinge, știi? Și unii din egoism nu vor să spună. Unii nu vor, vor să ia ban, ori vând, după ce au informație rea, cum au fost sofiștii încă din vechime. Numai dacă vă abonați, veniți, învățați astronomie, mă corect. Ca sofiștii, profesorii, sofiștii vechi, care nu știu știință, nu nimic, nimic pe copii, cu vrăjeli. Profesorii arestează copiii 12 ani împotriva adevărului, împotriva, îi chinuie acolo și învață ei pe pielea lor. Că îi vezi că nu vor să ascultă adevărul, că galaxia noastră are o singură zi cu viteza luminii și așa. Și și-au bani ca sofiștii, da, și-au bani ca sofiștii. La mine, măcar dacă veniți să vă înscrieți în canal, like and subscribe. Facem. Dacă se va mulți cunoașterea, vor înțelege mult mai mult ce spun la un nivel mai profund, mai grav, până la fizică, la un nivel profund, până la atom, până la lumină, până la chestii pe care le zic, care deocamdată nu pot să le cunoască mulți. Deci v-am pus și Abel 33. Veniți la mine în canal să facem, fac o listă despre toți, toate astea. Dacă păstrez categoria asta, va fi și când te apropii, că nu le vedem decât pe cele mai mari, într-adevăr, de pe Pământ, care nu au diametre mari, cum spun ei, alumină, sute de mii, dar nu au nici o secundă diametru, toate chestiile astea. Nu au o secundă cu viteza luminii în diametru, toate chestiile astea. Dar noi le vedem, într-adevăr, pe cele mai mari, dar când, dacă ne vom apropia cu o navă acolo, eu cred că se pot vedea multe. Odată ce faci categorii, eu cred că stelele sunt pe categorii. Galaxiile sau cu categorie de stele?
Sunt stele pur și simplu, galaxiile, nebuloasele planetare, sunt pulsari, sunt care pulsează cu frecvențe, care schimbă culorile, pe categorii de culoare, pe ceva. Când ne vom apropia, vom ști exact și din ce sunt făcute și cum a putut Dumnezeu să facă lumină. Că nu sunt în gaze, cum zic ei, nu sunt. Sunt în metale, sunt toate formele pe care se pot face lumină. În nori, în... nu putem face neon curentat noi pe pământ? Sunt gazele nobile care interacționează chimic curentate și elimină lumina de diferite culori. Nebuloasele astea planetare nici nu-și arată culoarea de la distanță. Dacă dai să tragi lumina la zero, să pierzi și culorile. Când diminuezi lumina în cameră, nu se văd culorile, se sting. Așa, pentru că e mult negru și materie de jur împrejur, trebuie să te apropii acolo și acolo poți să vezi spectacol de culori, poate. Ei le colorează de multe ori să văd al negru chestiile astea. Nu sunt al negru, că nu e Stan și Bran sau așa filme de lumea veche al negru, da? Au culori, dar nu se văd exact cum o cameră e plină de culori. Dacă tragi becul la minim, se diminuează culorile. Și fiind înconjurată de nori negri, trebuie să ne apropiem. V-am spus, eu cred că am putea să mergem. Ne lua mult și disciplină multă și o navă și calma, care oamenii nu vor să o facă deocamdată la ora actuală. Salut, atât am vrut să spun video ăsta. Știință la un compot. Da, mere. Fără zahăr și extraordinar dulce. Am mere dulce. Am mere în grădină. Salut, deci nu mai bine. Nu vă învăț știință pentru ca să învețe cât mai mulți. Din ce în ce mai mulți vor ști, din ce în ce mai puțin o să muște. Big Bang, găuri negre, găuri de vierme și de porci. Așa, salut, numai bine, nebuloasele planetare.